Cred că TV8 un pic mai ajustează și suntem ok, da? Da. Suntem la... cât mai avem? Sau e 12? Super, suntem punctuali. Bună ziua! Cu îngăduința și cu acceptul dumneavoastră o să-mi dau masca jos, așa cum va face fiecare vorbitor care va veni în fața dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prezență. Suntem în campanie electorală, dar mai important decât atât, suntem în preajma Zilei Naționale a României și mă bucur că l-avem din nou la Chișinău, pe colegul meu, pe prietenul meu, pe președintele Partidului Mișcarea Populară, europarlamentarul Eugen Tomac, pe care o să-l rog să deschidă această conferință de presă. Vă rog, domnule președinte. Bună ziua! Voi proceda și eu la fel cu îngăduința dumneavoastră, respectând distanța și ne protejăm, pentru că asta este ceea ce este cel mai important în aceste vremuri, să avem grijă de noi și de cei apropiați, pentru că, din nefericire, suntem obligați să traversăm această criză de sănătate publică fără precedent. Pentru mine este o bucurie revenirea la Chișinău, pentru că, mai ales în aceste momente, întotdeauna mi-aduc aminte de ceea ce am reușit să facem împreună pentru Republica Moldova, pentru România și pentru oamenii care, din nefericire, au obosit să aștepte să vină vremuri mai bune. În primul rând, vreau să vă spun că, spre deosebire de ceilalți care descoperă Republica Moldova doar o dată la 4 ani, legătura noastră este destul de puternică și deja am reușit să facem lucruri importante împreună. Îmi aduc aminte și acum, cum în 2008, când încercam să le cer oamenilor de aici încrederea, destul de temător, destul de uimit de cum arată haina de om politic, dar uitați-vă că atunci, în 2008, mi-am luat un angajament în fața românilor din această parte a Prutului și sloganul de atunci, Basarabia, cetățenie este dreptul tău, astăzi devine o realitate. Nu credea nimeni că în România va exista voința necesară pentru a readuce parte din națiunea română acasă. Și prin cetățenie, nu doar prin sentiment și atașament față de tot ceea ce este românesc. Sunt niște realități. Am modificat legea cetățeniei române în 2009, am creat ulterior Autoritatea Națională pentru Cetățenie și sunt lucruri pe care le-am făcut din convingere și din crederea că facem ceea ce trebuie pentru ai noștri. În 2012, dumneavoastră mi-ați dat ceea ce m-a obligat să rămân consecvent și atașat ideii că Republica Moldova trebuie adusă acasă în România. Și asta am făcut. Scorul obținut atunci de dumneavoastră m-a încurajat enorm și așa am continuat în toată activitatea mea politică. Astăzi sunt în situația în care trebuie să-mi conving și echipa și cetățenii că merităm încrederea, pentru că partidul pe care îl conduc, Partidul Mișcarea Populară, este singurul partid politic din România care are în obiectivul său, în statutul său, unirea Republicii Moldova cu România. Deci am fost consecvent și echipa cu care vin în fața dumneavoastră este o echipă de oameni care gândește la fel cum gândesc și eu, acționează la fel cum acționează și președintele Băsescu din totdeauna și cred că este important să fim consecvenți în opțiunile noastre și în viziunile noastre în ceea ce privește țara și ceea ce avem de făcut împreună mai departe. Sigur că, așa cum spuneam, mulți politicieni de pe Dâmbovița
sau din județele apropiate Moldovei, descoperă odată la 4 ani și realitățile românești din Republica Moldova. Pentru noi nu este doar un crez politic. Pentru noi înseamnă să acționăm zi de zi din convingere pentru Republica Moldova, pentru că o facem în primul și în primul rând din această convingere că tot ceea ce facem este tot pentru noi. Și acasă este și la Chișinău și la București pentru mine și așa va rămâne în mod constant. Acum e și la Bruxelles. Da, m-am hotărât să mă întorc în Parlamentul de la București. Oameni buni, prioritățile PMP pentru următorul Parlament sunt extrem de importante. Aș dori aici să mai subliniez însă două lucruri importante legate de ce a făcut PMP concret în ultima perioadă pentru Republica Moldova. După ce eu am decis în 2016 să îmi stabilesc cartierul general la București și am candidat pentru funcția de deputat din partea bucureștenilor, mă bucur că colegul și prietenul meu, Constantin Codreanu, a acceptat această provocare și în stilul lui destul de rezervat a intrat în politică. Este un om politic nou, președintele Comisiei pentru Comunitățile Românești din afara granițelor țării și vreau să vă spun că PMP a solicitat această comisie din Parlament tocmai pentru a da greutatea politică necesară aceste dimensiuni pe care o avem pe relația cu românii din această parte a țării, dar și cu românii care locuiesc în statele vecine sau în toată lumea. Și și-a făcut treaba foarte bine. Merită în continuare să-și desfășoare activitatea pe această dimensiune extrem de importantă pentru statul român, relația cu românii din întreaga lume. Și m-aș bucura enorm să fiți alături de echipa noastră. După domnul Codreanu pe lista Partidului Mișcarea Populară, mai aveți un erou al Republicii Moldova pe Alexandru Leșco, băgat în închisoare pe nedrept de către Federația Rusă, unde a stat în Transnistria timp de 13 ani deținut ilegal, cu proces condamnat, cu proces câștigat la CEDO prin care a fost condamnată și Republica Moldova și Federația Rusă. Alexandru Leșco este aici și este alături de noi în fiecare zi. Bineînțeles că mă bucur enorm că avem profesioniști în echipa PMP. Și vreau să vă spun că atunci când guvernul în București s-a schimbat anul trecut, PMP a cerut Guvernului României să se creeze în premieră o structură guvernamentală care să se ocupe de relația cu Republica Moldova. Și acum avem în România un departament pentru relația cu Republica Moldova care este condus de doamna ministru secretar de stat, Ana Guțu. Și mă bucur că este și domnia ei astăzi aici, dar chiar este implicată și în campania aceasta electorală, pentru că este candidat în România la funcția de senator pentru moldovenii din județul Vrancea. Vă urăm mult succes! Și continuu spunându-vă că dacă am invitat basarabeni să candideze pe listele noastre în țară, vă aducem și un dâmbovițean să candideze pentru funcția de senator al românilor din Republica Moldova și din întreaga lume, pe domnul profesor Cătălin Avramescu, care nu este, din păcate, prezent aici, și domnia sa deschide lista la Senat. Dar pe Loreta Handrabura o cunoaște toată lumea, pentru că este în echipa noastră și împreună cu domnul profesor Avramescu
a făcut campanie în această perioadă pentru a vă convinge să ne acordați votul de încredere. Am făcut eu o scurtă prezentare înaintea domnului președinte Codreanu. El are mult mai multe lucruri de spus. Eu vă spun doar din punctul de vedere al Partidului Mișcarea Populară că avem cea mai bună echipă de candidați care poate reprezenta Basarabia în Parlamentul de la București. Sublinez încă o dată. Mulți vin, promit, alții fac și foarte mult zgomot, deformează realitatea, prezintă trunchiat lucrurile. Noi demonstrăm prin fapte. Și vreau să vă mai spun un lucru important înainte de a încheia. În Parlamentul României, acum 2 ani de zile, eu, împreună cu Constantin Codreanu, împreună cu ceilalți colegi parlamentari, am promovat un proiect de lege extrem de important. Legea privind autostrada Unirii Iași-Târgu Mureș. Și această autostradă va fi construită. Profit de prilejul noilor schimbări în Republica Moldova și vreau să o felicit pe doamna președintă Maia Sandu pentru rezultatul excepțional obținut. Și vreau să vă spun că PMP, atunci când a creat acest proiect de lege privind autostrada Iași-Târgu Mureș și a numit-o simbolic Autostrada Unirii, am știut de la început că acest proiect nu trebuie să se încheie la Iași. Noi vom amenda proiectul de lege al Autostrăzii Unirii și vom cere ca acest proiect să se extindă până la Chișinău. Republica Moldova trebuie conectată la infrastructura europeană. Atunci când toată Moldova va fi conectată pe roți prin infrastructură modernă la Uniunea Europeană, atunci în mod real vom putea respira ușurați și gândi cu mult mai mult optimism spre viitor. Tocmai de aceea PMP aș anunțat în programul de guvernare pe care l-am propus, programul nostru politic, că vom cere înființarea unui minister pentru relația cu Republica Moldova. Pentru că asemenea proiecte mari de infrastructură, cum ar fi autostrada Târgu Mureș-Iași-Chișinău și alte proiecte ce țin de relația între administrația publică din România și Republica Moldova, precum și proiecte mari pe care le putem începe cu finanțare de la Uniunea Europeană, obligă autoritățile de la București să vorbească mai puțin și să facă mai mult. Tocmai de aceea noi vom insista pe această dimensiune pentru că o considerăm extrem de importantă. Și mai sunt două lucruri pe care vreau să vi le spun. Președintele Traian Băsescu zi de zi, în activitățile de la Bruxelles, din Parlamentul European, cere, în mod repetat, ca Uniunea Europeană să-și schimbe abordarea în relația cu Republica Moldova. Chiar recent, după rezultatul alegerilor, a propus o rezoluție în Parlamentul European pentru Republica Moldova. Sper ca la următorul plen să o și dezbatem. Republica Moldova nu poate avea un viitor în afara Uniunii Europene. Toți decidenții europeni cunosc o realitate, că la ora actuală 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova sunt și cetățeni ai Uniunii Europene. Și trebuie să avem curaj să o spunem mult mai apăsat că locul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană, iar cel mai rapid proces prin care putem atinge acest obiectiv este unirea cu Republicii Moldova cu România. Și noi vom milita pentru acest obiectiv cu argumente politice și juridice extrem de solide. Am amintit de efortul pe care îl face în mod constant președintele Traian Băsescu. Iar aici vreau să rețineți un lucru extrem de important.
una dintre cele mai importante decizii cu caracter politic și diplomatic pentru România și Republica Moldova au fost luate anul trecut în Parlamentul European. Un document de o valoare istorică pentru noi s-a adoptat anul trecut în Parlamentul European la insistența președintelui Băsescu. Pentru că pentru prima dată legislativul de la Bruxelles a recunoscut că prin pactul Ribbentrop-Molotov României au fost luate teritorii care nu au mai fost întoarse niciodată înapoi. Deci toată această retorică că în Uniunea Europeană nu se cunosc realitățile noastre, trebuie să înceteze. Atât timp cât suntem bine organizați și știm care ne sunt interesele și le promovăm fără patimă, fără zgomot, ci cu argumente solide, avem toate șansele să ne regăsim cât mai curând unii cu alții. Sigur că există multe așteptări și dezamăgiri, dar dacă vom lucra consecvent, cu responsabilitate, cu seriozitate, vom reuși să ne atingem toate obiectivele. Tocmai de aceea insist pe o chestiune extrem de importantă. Ați obținut cetățenia română, mulți dintre dumneavoastră. Cetățenia nu înseamnă doar drepturi. Cetățenia vă și obligă. Tocmai de aceea vă cer ca sâmbătă și duminică să vă prezentați într-un număr cât mai mare la secțiile de vot deschise pe teritoriul Republicii Moldova. Sunt 30 de secții. Ne-am fi dorit mult mai multe. Dar în aceste condiții extrem de dificile, când criza de sănătate publică pune o presiune incredibilă pe societate, când nesiguranța aceasta bântuie peste tot, trebuie să fim prudenți, dar în același timp nu putem omorî democrația și aveți și acest drept, dar și obligația de a acționa. Mi-aș dori să se spună în România că în Republica Moldova cei care dețin cetățenia română nu o dețin doar pentru a se plimba pe o perioadă mai lungă de timp sau pentru a-și găsi un loc de muncă mai stabil în Uniunea Europeană, ci că există oameni care, din convingere, dețin cetățenia română și acționează în interesul românilor și al României. Și pentru că mâine este zi de sărbătoare și astăzi este o sărbătoare foarte importantă, îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României, iar mâine este Ziua Națională a României. Vreau să vă spun că o altă realizare importantă pe care Partidul Mișcarea Populară a reușit-o este ziua de 27 martie, care dintr-o zi cu o însemnătate istorică profundă a devenit, începând de acum 2 ani, zi de sărbătoare națională în toată România. La fel cum sărbătorim Ziua Națională de 1 decembrie, când s-a unit Transilvania cu România, așa sărbătorim, începând din 2018, la inițiativa noastră, în toată România, ziua de 27 martie, ziua în care Basarabia a decis unirea cu România. Este un proiect de lege adoptat de statul român, de Parlamentul României, la propunerea noastră. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care vă invit să fiți alături de noi și să continuăm cu încredere împreună ceea ce am început. Pentru că avem și determinarea, și curajul, și viziunea necesară pentru a duce la bun sfârșit acest proiect extrem de important pentru noi toți, unirea Republicii Moldova cu România. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă așteptăm alături de noi și le urez mult succes colegilor mei care au intrat în competiție. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima perioadă, pe pagina mea de Facebook,
fac postări care încep cu o afirmație. Promisiune făcută, promisiune respectată. Mă bucur că inclusiv astăzi, la această conferință de presă, putem vorbi despre promisiune făcută în 2016, care a devenit realitate, și anume crearea unei instituții care să se ocupe de relația cu Republica Moldova. Departament deocamdată. De anul viitor, sperăm, și aceasta este o nouă promisiune făcută, un minister pentru relația cu Republica Moldova. Mai mult decât atât, am insistat ca în fruntea acestei instituții să fie cineva din Republica Moldova, un bun profesionist care cunoaște realitățile de aici, și mă bucur că este astăzi alături de noi doamna secretar de stat Ana Guțu, pe care o invit să vă adreseze câteva cuvinte. Vă rog! Bună ziua, stimați reprezentanți ai presei! Îmi face o deosebită onoare și plăcere să mă aflu aici, alături de președintele Partidului Mișcarea Populară, europarlamentarul Eugen Tomac, și de colegii mei care, de o anumită perioadă de timp și până sâmbătă-duminică, sunt implicați în campania electorală pentru alegerea noului Parlament al României, Camera Deputaților și Senatul României. Votul de sâmbătă și duminică este un vot dat unui partid care s-a preocupat cel mai mult de cetățenii Republicii Moldova, de soarta lor, de bunăstarea lor, începând cu fondarea Autorității Naționale pentru Cetățenie, care s-a întâmplat exact cu 10 ani în urmă, în 2010, la inițiativa președintelui Traian Băsescu, iar astăzi, circa 1 milion de cetățeni ai Republicii Moldova și-au redobândit cetățenia română, care, pentru majoritatea din ei, este o posibilitate de a lucra legal peste hotarele Republicii Moldova, în condițiile lipsei locurilor de muncă aici, acasă, o posibilitate de a susține familiile de aici, din Republica Moldova, dar și întreaga economie a Republicii Moldova, care, dumneavoastră știți foarte bine, se bazează pe remitențe. La sursa acestei inițiative a fost Traian Băsescu. Vreau să vă aduc aminte că exact în același an, 2010, Traian Băsescu a încheiat un acord de parteneriat strategic cu Republica Moldova și în acest an sărbătorim cei 10 ani de parteneriat strategic, pe parcursul cărora, și nu doar de fapt acestor 10 ani, România a susținut permanent, consecvent, Republica Moldova și cetățenii săi. Datorită acestei inițiative, au venit până în prezent din România în Republica Moldova ajutare și finanțări non-rambursabile. Nu mă refer la investițiile private în economie, ci la ajutoare financiare non-rambursabile. În acest sens, crearea Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova a constituit o recunoaștere instituțională a importanței pe care România o acordă acestui parteneriat strategic bilateral România-Republica Moldova. Un an pandemic nu a fost unul ușor, credeți-mă, dar am reușit pe parcursul anului 2020 să punem pe picioare departamentul, să finanțăm proiecte majore pentru Republica Moldova, proiecte ce țin de sprijinirea presei de limbă română, care este puțină și, de fapt, se află într-o situație precară, spre regret. Nu a fost posibil să susținem proiecte de mobilitate academică din cauza pandemiei, dar am lansat mai multe platforme care astăzi pot fi consultate și care fortifică imaginea și rolul României în tot ceea ce înseamnă sprijinirea cetățenilor Republicii Moldova. Am elaborat și am pus la dispoziția beneficiarilor o hartă interactivă România-Republica Moldova, pe care putem vizualiza toate aceste ajutoare, acorduri între autoritățile publice locale de pe ambele maluri ale Prutului și veți descoperi, spre marea dumneavoastră uimire, cât de vast și cât de mare este acest sprijin necondiționat al României pentru cetățeni. Reparația grădiniților, instituțiilor școlare, construcția centrelor și dotarea centrelor de sănătate în diferite localități ale Republicii Moldova. Să nu uităm că în plină pandemie România a venit cu un ajutor de 3,5 milioane de euro pentru a susține criza sanitară din Republica Moldova și acest ajutor a venit inclusiv la solicitarea mea pe care am formulat-o în adresa primului ministru Ludovic Orban. Departamentul a reușit să lanseze câteva platforme foarte importante,
10ani.ro și este funcțională și platforma romaniamea.md, pe care puteți vizualiza tot ceea ce înseamnă importanța și implicarea României în susținerea proceselor sociale, politice și economice din Republica Moldova spre beneficiul tuturor cetățenilor, fără nicio discriminare pe orice tip de criteriu, că e vorba de criteriu religios, național sau alt tip de criteriu. Curând vom lansa și platforma Business Link, o platformă ce va putea să conecteze oamenii de afaceri din România și oamenii de afaceri din Republica Moldova pentru a elabora și a pune în aplicare proiecte pragmatice, mai ales în domeniul agricol, dar și economic, și pentru a strânge cât mai mult aceste legături economice de pe ambele maluri ale Prutului. Republica Moldova este un stat în derivă identitară, încă, din păcate. Este important ca toți românii Republicii Moldova care și-au redobândit cetățenia să înțeleagă faptul că pașaportul românesc nu este doar un permis de trecere a frontierii și de integrare în spațiile Uniunii Europene și Nord-Americane. Este și un document care ne obligă pe toți la responsabilitate. Este bine ca românii din Republica Moldova să nu confunde atitudinile sporadice sau atitudini înșelătoare ale unor partide politice care vin aici din când în când și care încearcă să-și adjudece unele victorii care nu le aparțin de drept. Cetățenii Republicii Moldova cu cetățenie română și pașaport românesc, sâmbătă și duminică, trebuie să intre în cabina de vot și să-și demonstreze opțiunea în favoarea acelui partid care de la sursă și până în prezent, în frunte cu Traian Băsescu, s-a preocupat mereu de noi, cei de aici, din Republica Moldova. Vă invit ca sâmbătă și duminică, fără nicio ezitare, să votați Partidul Mișcarea Populară. Simbolul este mărul, acest rege al fructelor. Fără ezitare, pentru Partidul Mișcarea Populară, pentru echipa Partidului Mișcarea Populară, care de fapt are pe listele sale cei mai mulți originari de aici, din Republica Moldova și din Basarabia. Mâine este Ziua Națională a României. Aș vrea să adresez un mesaj de felicitare tuturor românilor de aici, din Republica Moldova, din România, să le doresc multă sănătate și să nu uităm că visul etern al lui Eminescu a fost unirea României. Ne dorim cu tot din adinsul acest lucru, la mulți ani, multă sănătate și decidență în ziua alegerilor. Să votăm cu toții Partidul Mișcarea Populară. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și eu, doamna ministră secretar de stat. Mult succes la Vrancea. Sunt convins că ne vom întâlni în Parlamentul României. Vorbeam mai devreme despre faptul că Partidul Mișcarea Populară are mulți candidați pe listele în această circumscripție 43. Este un argument în plus și unul dintre argumentele cele mai importante să veniți la vot pe 5-6 decembrie și să votați candidații Partidului Mișcarea Populară. Și este o bucurie și o onoare că alături de mine, pe lista Partidului Mișcarea Populară, se regăsește un om pe care îl cunoaște opinia publică din Republica Moldova, un om cu un parcurs și academic și administrativ la nivel central, doamna Loreta Handrabura, fostă ministră a tineretului și sportului, fostă viceministră a educației în Republica Moldova. O rog pe doamna Handrabura să vă adreseze un mesaj. Mulțumesc, domnule Codreanu, domnule președinte, doamna secretară de stat, dragi colegi. Aș începe prin a spune că am ales să fac parte din echipa Partidului Mișcarea Populară, deoarece și eu, ca mulți basarabeni, fie din Republica Moldova, fie din diasporă, cred cu fermitate în reîntregirea țării, în care noi cu toții vrem să trăim cu demnitate. Ori așa cum spunea și doamna Guțu, de 30 de ani supraviețuim cu deznădejde în izolare și în incertitudine. Desigur că pe lângă proiectele care au fost realizate, începând încă
cu acum 10 ani în urmă, când Traian Băsescu a dat impulsul acestei apropieri prin proiecte care se regăsesc și în domeniul educației, și în domeniul culturii, și în mass media, și în infrastructură. Așteptarea noastră, vrem ca într-adevăr să devină o realitate. Avem multe de făcut. Dacă ne referim la domeniul educației, desigur că prioritățile noastre derivă din problemele cu care se confruntă acest sistem, de aceea depolitizarea învățământului, elaborarea unor politici eficiente în ceea ce privește diminuarea abandonului școlar, promovarea coerentă a educației incluzive, a educației antreprenoriale, a educației pentru mass media, sunt câteva din acțiunile care se regăsesc în programul Partidului Mișcarea Populară. Sunt încrezătoare că împreună cu echipa Partidului Mișcarea Populară și prin votul pe care cetățenii Republicii Moldova din diasporă și din comunitățile istorice, vocea românilor va fi mai puternică și pe agenda Parlamentului se vor găsi prioritar toate problemele cu care ne confruntăm astăzi și pe care e timpul să le soluționăm într-o perioadă cât mai scurtă. Îndemn și eu pe toți cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, români basarabeni, să susținem Partidul Mișcarea Populară, fiindcă prin vot putem apropia schimbarea. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Mă bucur că alături de noi sunt reprezentanți ai tinerii generații. Vedeți în stânga mea oameni care s-au implicat în organizația de tineret a Partidului Mișcarea Populară. La fel cum mă bucur că alături de noi este un tânăr care a făcut și face în continuare parte din echipa lui Traian Băsescu și pe care o să-l rog să încheie aceste mesaje pe care vi le dăm, invitându-vă la vot. O voce unionistă importantă în Republica Moldova, consilierul municipal din nordul Republicuței noastre, domnul Sergiu Burlacu. Vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte Eugen Tomac, doamnă secretară de stat Ana Guțu, domnule deputat Constantin Codreanu, stimați reprezentanții ai presei și dragi conaționali, la sfârșitul acestei săptămâni, pe 6 decembrie, se va decide calea de parcurs pentru următorii 4 ani pe care va merge România. În această duminică vor avea loc alegerile parlamentare pentru Parlamentul și Senatul României. Cetățenii români din Republica Moldova sunt și ei decidenți ai viitorului țării. Astfel, participând la alegerile din 5-6 decembrie, cu toții vor acorda prin vot susținerea parcursului întregirii națiunii. În calitate de român, în calitate de consilier municipal din Republica Moldova din Bălți, sunt necesitatea continuării parcursului de apropiere a malurilor Prutului, iar cel mai credibil partid care a fost alături de noi, basarabenii, este Partidul Mișcarea Populară, condus de președintele Eugen Tomac, fondat de președintele Traian Băsescu, având în Parlamentul României și pe basarabeanul nostru Constantin Codreanu. Următorii 4 ani sunt extrem de importanți pentru noi toți. Relația cu Republica Moldova trebuie dezvoltată pe toate dimensiunile necesare, și anume Partidul Mișcarea Populară, prin crearea structurii guvernamentale a Direcției pentru relația cu Republica Moldova, condusă de basarabeanca noastră doamna Ana Guțu, a demonstrat că cetățenii români din Republica Moldova sunt o prioritate pentru țară. În calitate de consilier municipal de Bălți, vreau să mulțumesc inclusiv și pe această cale Partidului Mișcarea Populară și doamnei secretar de stat Ana Guțu pentru suportul permanent și consistent acordată și bălțenilor. Prin inițierea proiectelor de finanțare și susținerea a unor instituții de învățământ din Bălți, a Teatrului Național din Bălți,
Vreau să mulțumesc inclusiv României și inițiativilor Partidului Mișcare Populară pentru grădinițele renovate în Bălț. Am toată încrederea în faptul că PMP, Partidul Mișcarea Populară, va continua să ne susțină pe noi, contribuind la procesul de reîntregire a neamului. Am toată încrederea în faptul că, susținând PMP în Parlamentul și Senatul României, basarabenii vor fi reprezentați cu demnitate și respect, iar apropierea malurilor Prutului va continua. Dragi cetățeni români din Republica Moldova și din toate colțurile lumii, vă îndemn să ieșiți la vot pe 5-6 decembrie, să sprijiniți prin vot Partidul Mișcarea Populară, partid care prin fapte a demonstrat că românii din Republica Moldova sunt parte componentă a națiunii. Vă îndemn pe 6 decembrie, 5-6 decembrie, din Republica Moldova, să mișcăm România și să votăm Partidul Mișcarea Populară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a vă invita să ne adresați întrebări, vreau să facem câteva precizări de ordin tehnic. În primul rând, să vă spun că domnul Burlacu nu este singurul om din afara Chișinăului, singurul unionist din afara Chișinăului care este alături de noi. Mă bucur să-l avem alături de noi pe consilierul meu onorific, unionistul nostru fruntaș de la Ungheni. Trebuie să vă mai spun că pe lista noastră se regăsește un alt tânăr de la Călăraș de data aceasta, cu o experiență în Italia, domnul Oleg Chicu, așa cum îi spunem noi, Chicu cel bun, nu Chicu cel rău. Și mă bucur că a acceptat invitația și îi ofer tot sprijinul și lui și colegilor mei mai tineri, pentru că așa cum a făcut președintele Traian Băsescu cu mine, vreau și cu Eugen Tomac, vreau ca și pe viitor să susținem tânăra generație. Deci, să recapitulăm. În primul rând, se votează pe 5 și 6 decembrie. Un lucru pe care l-am obținut inclusiv pentru că știam foarte bine, mai ales noi cei din Republica Moldova, cozele care existau anterior și ne bucurăm că Partidul Mișcarea Populară a putut să impună modificări ale cadrului legislativ, astfel încât și la alegerile prezidențiale și la alegerile parlamentare să votăm în primul caz 2 zile jumătate și acum 2 zile. 5 și 6 decembrie. Din păcate, trebuie să vă spun că numărul secțiilor de vot în Republica Moldova a fost redus de la 37 la 30 și aici ajung la un argument important pentru a veni la vot. La alegerile prezidențiale s-au prezentat mai puțin de 43.000. Și acest argument a contat în alcătuirea listei cu secțiile de vot pentru Republica Moldova. De aceea, este foarte important să veniți la vot. Vreau să cred și sper și îmi doresc ca în Republica Moldova să avem cel puțin peste 50.000 la aceste alegeri parlamentare pentru a da un semnal în România că, într-adevăr, românii din Republica Moldova nu iau pașaport doar dintr-un interes mercantil, ci sunt și cetățeni implicați ai României. Mai mult decât atât, prezența dumneavoastră la vot ne ajută să promovăm proiectele pe care le avem, proiecte despre care am vorbit în acest mandat de parlamentar și de președinte al Comisiei pentru Comunitățile de Români din afara granițelor țării, cele mai importante dintre ele fiind reconstrucția podurilor peste Prut distruse de sovietici, crearea spațiului informațional comun România-Republica Moldova, crearea Ministerului pentru relația cu Republica Moldova, care să preia departamentul și să aibă un buget semnificativ pentru a implementa proiecte în Republica Moldova, modificarea legii cetățeniei, un aspect foarte important, să nu mai vorbim despre redobândirea cetățeniei române, ci să vorbim despre recunoașterea cetățeniei române, pentru că nici eu, nici părinții mei, nici bunicii mei, nici dumneavoastră, cei care ne priviți cu siguranță, nu ați renunțat vreodată la cetățenia română, nici statul român nu a emis vreodată vreun act oficial prin care să ne retragă acest drept. Și nu este normal, este inacceptabil să asistăm la un proces care durează uneori și 2 ani jumătate, uneori 3 sau uneori chiar 4 ani pentru a obține un drept pe care l-am avut întotdeauna cetățenia română. Mai ales că cetățenia română este cel mai sigur instrument pentru realizarea reunirii. Suntem 1 milion de cetățeni în Republica Moldova, cu siguranță o bună parte plecați din Republica Moldova pentru o viață mai bună în afara Republicii Moldova. De aceea,
Este foarte important ca pe lângă faptul că votăm două zile în Republica Moldova să comunicați celor din afara Republicii Moldova să se mobilizeze, să vină la vot oriunde s-ar afla. Italia, Spania, Portugalia, Germania, Marea Britanie, Franța, peste tot să vină la vot. M-am bucurat că pe 15 noiembrie am reușit o mobilizare exemplară și am produs o schimbare în Republica Moldova. Îi îndemn pe conaționalii noștri din diaspora să vină și pe 5-6 decembrie, atunci când pentru noi, cetățenii români, are loc un al treilea tur al alegerilor prezidențiale. Să votăm pentru reunire, să votăm pentru un slogan în care cred cu tărie și anume refacerea României mari. Este important ca cei care se prezintă la vot, un alt aspect tehnic, să aibă un act de identitate moldovenesc din Republica Moldova, prin care se confirme faptul că au domiciliu în Republica Moldova. Un al treilea lucru la fel de important și care este prea puțin cunoscut este că cei cărora le-au expirat actele de identitate începând cu 1 martie, adică din momentul în care am intrat în această perioadă grea pentru noi toți a coronavirusului, pot să vină la vot și să voteze cu actul expirat. Atenție, doar dacă le-a expirat actul începând cu 1 martie. Sunt lucruri importante pe care trebuie să le cunoașteți și pe care vreau să le comunicați tuturor. Argumentul nostru pentru vot, pe care vi-l prezentăm, important, un argument extrem de important, este că facem parte din echipa singurului președinte al României, care a făcut lucruri concrete pentru Republica Moldova, președintele Traian Băsescu. Facem parte din această echipă, suntem mândri că facem parte din această echipă și mai mult decât atât, spre deosebire de alte partide parlamentare, PNL, USR, PSD, noi avem candidați și la Camera Deputaților și la Senat, avem numai puțin de 4 candidați din Republica Moldova, care înseamnă în primul rând respect pentru Republica Moldova, interes pentru Republica Moldova și o asumare clară a acestui proiect extrem de important pentru Republica Moldova. Vă rog să mă ajutați, să ne ajutați să apărăm vocea Basarabiei în Parlamentul României, ca să pot și în următorul mandat să vorbim despre un lucru pe care l-am declarat în nenumărate rânduri de la tribuna Camerei Deputaților, inclusiv atunci când Parlamentul României, într-o ședință reunită a celor două camere ale deputatului, la insistența Partidului Mișcarea Populară, a adoptat o declarație de unire pe 27 martie 2018, în care se spune foarte clar că România este pregătită să răspundă afirmativ dorinței organice de unire a cetățenilor din Republica Moldova. Votați Partidul Mișcarea Populară, votați echipa lui Traian Băsescu, pentru ca împreună să refacem România mare. Votați poziția 2 de pe buletinul de vot. Este simplu de reținut. 2 de la Victoria. Vă mulțumesc frumos. Dacă aveți întrebări pentru mine sau pentru oricare dintre colegii mei, vă rog să le adresați. Da. Vă rog. Când vor fi construite automagistrala Unirii și podul de la Unghie? Este regretabil că în România am ajuns să dăm legi, nu-i așa, domnule Tomac, să dăm legi pentru a construi proiecte de infrastructură, dar este important că aceste legi au fost votate. Că tot vorbeam mai devreme despre Facebook, știți acea opțiune cu amintirile care ne vin din anii precedenți, din postările precedente și chiar recent, acum câteva zile, a apărut acea poză pe care am avut-o cu președintele Iohannis la Cotroceni atunci când am fost invitați alături de cei doi inițiatori ai acestui proiect. Este important ca toți cetățenii Republicii Moldova să-i cunoască. Pe de o parte, îl avem pe deputatul nostru de Iași, Petru Movilă, și de cealaltă parte, îl avem pe deputatul nostru de Mureș, Marius Pașcan, inițiatorul proiectului respectiv. În mod firesc, lucrările ar fi trebuit să înceapă, depinde de ce fac cei din executiv, iar ca cei din executiv să se miște mai repede, este important ca dumneavoastră să ne investiți cu voturi, pentru că puterea de negociere depinde foarte mult de rezultatul electoral al Partidului Mișcarea Populară, de aceea este important să veniți la vot, ca să putem vorbi cât mai repede și despre o nouă promisiune făcută, promisiune realizată cu această autostradă a Unirii. Inclusiv care să treacă de Ungheni, inclusiv care să ajungă, așa cum spunea și domnul președinte Tomac, aici la Chișinău. Mersi. Și eu vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt întrebări, dacă... Vă rog. Domnul Pădurea, de ce nu preatrageți cetățeniile celor care vorbesc anti-România? Vreau să vă spun că am inițiat două solicitări în acest sens pentru a crea un precedent. Tocmai vorbeam mai devreme de chicul cel bun și chicul cel rău. Am trimis o petiție, o solicitare
Autorității Naționale pentru Cetățenie, după afirmațiile deplasate ale premierului actual, sper că nu pentru foarte mult timp, Ion Chicu, la adresa unui oficial al statului român, nu contează cum îl cheamă, și am solicitat să îi se retragă cetățenia. Este o procedură de durată. Voi avea o primă înfățișare, pentru că este similar unui proces de judecată la ANC în ianuarie, tot atunci când mă voi prezenta pentru a avea o pledoarie și într-un alt caz. Un primar, o stafi iure pe numele lui, din Olănești și Odănești, acolo unde ar fi trebuit să avem inaugurat un monument al eroilor români, care a profanat acest monument. Și vreau ca prin aceste două precedente importante să creăm o bază foarte clară de retragere a cetățeniei române pentru cei care își permit, așa cum spuneți dumneavoastră, atacuri la adresa României sau chiar fapte la adresa României. Cu această ocazie mi-ați adus aminte de o altă cetățenie importantă, cetățenia președintelui Traian Băsescu, cetățenia Republicii Moldova a președintelui Traian Băsescu, și cred că este oportun să lansez un mesaj adresat doamnei președinte a Republicii Moldova, pe care am susținut-o necondiționat și eu și colegii mei, să ia în serios și să ia în calcul solicitarea noastră de a-l repune în drepturi pe președintele Traian Băsescu, să-i dea înapoi acea cetățenie a Republicii Moldova, care pentru dumnealui înseamnă foarte mult. Am fost acolo atunci când și-a dobândit cetățenia română și atunci când camerele de vedere plecaseră și atunci când nu eram decât eu, domnul președinte Eugen Tomac, ambasadorul nostru Mihai Gribincea și doamna Băsescu, l-am văzut pe președintele României, Traian Băsescu, emoționat și plângând, pentru că pentru el Basarabia, Republica Moldova, înseamnă foarte mult. Așa că aștept o reacție pozitivă din partea doamnei Maia Sandu în acest sens. Încă una. E Maia Sandu politicianul pe care îl susțineți în Republica Moldova? Maia Sandu a fost politicianul pe care noi toți, cei cu viziuni foarte clar românești și europene, a trebuit să o susținem în turul 2 în mod special, pentru că este clar că Republica Moldova are o nevoie de o schimbare mai mult decât atât. Atunci când pledez pentru proiectele necesare implementării în Republica Moldova și pentru acordurile de înfrățire pe care le facem la nivel local și pentru fonduri acordate mai mult, inclusiv atunci când vorbesc despre fondul pentru Republica Moldova, un proiect extrem de important care să facă posibilă aducerea de fonduri în Republica Moldova fără intermediari și acordarea lor pentru, inclusiv pentru antreprenori, pentru afaceri mici și mijlocii, de fiecare dată mi era invocat inclusiv acest argument. Pe de o parte, păi, voi sunteți cetățeni doar din interes și nu veniți la vot, de aceea este foarte important să venim la vot pe 5 și 6 decembrie, și pe de altă parte, păi, de ce să vă ajutăm dacă voi votați socialiștii, dacă voi votați oamenii Moscovii, dacă voi îl votați pe Igor Dodon. De aceea am susținut-o, fără absolut nicio condiționare, pentru că inclusiv pentru noi, pentru Partidul Mișcarea Populară, este un argument în plus ca să pledăm cauza reunirii, cauza Republicii Moldova în Parlamentul de la Chișinău și în Guvernul Republicii Moldova și în Consiliile Județene, acolo unde vom merge cu delegații de primari din Republica Moldova pentru a încheia noi acorduri de înfrățire, așa cum am făcut în anul centenarului. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu! Am eu o întrebare pentru cetățenii Republicii Moldova. Dacă cred că această informație este extrem de utilă și mă adresez tuturor celor care se întreabă ce putem face mai mult. Domnul președinte Codreanu mai devreme își propunea să mobilizăm la aceste alegeri minim 50.000 de români din Republica Moldova. Eu vă spun următorul lucru, că m-am documentat înainte de a veni spre Chișinău, că în vreme de pandemie, într-o situație fără precedent în care ne aflăm cu toții astăzi, statul român a continuat sub această presiune incredibilă, la insistența mea, să proceseze dosarele de cetățenie română. În acest an, de la 1 ianuarie până pe 27 noiembrie, s-au procesat 107.248 de dosare de cetățenie pentru cei
care au cerut să reintre în drepturi. Cred că este un semnal extrem de important pe care îl dau prin această cifră. Și mi-aș dori în continuare ca toți cei care și-au redobândit cetățenia română să nu rămână simpli posesori de pașaport, ci să-și exercite toate drepturile. Aveți obligația pentru a conta în toate calculele politice de la București să vă prezentați într-un număr cât mai mare. Noi ne-am făcut datoria ca oameni politici față de cei care se simt nedreptățiți și această cifră de 107.000 de dosare soluționate doar în acest an, cu o situație fără precedent când aproape o lună de zile toate instituțiile au fost închise, cred că este un argument suficient de puternic. Vă așteptăm la vot și sigur votați cu cei mai buni, cu Partidul Mișcarea Populară. Vă mulțumim foarte mult, vă urăm multă sănătate și la mulți ani pentru Ziua României. La mulți ani România!